Sau și eu am găsit la un nou joc pe canal, ăsta se numește Hector și un joc horror. Dar nu e un joc de la în care ai 1000 de jumpscare-uri și chestii de genul ăsta, ci un joc mai mult psihologic, care se joacă cu mintea ta. Și de mult vroiam ceva de genul ăsta, așa că hai să-l încercăm, mai ales că e nou, abia s-a lansat. Îi dăm un new game. Și e chiar prima dată când îl pornesc, nu știu absolut nimic despre el. Tot ce am văzut e că arată interesant. Și bineînțeles că joc cu lumile stinse în cameră. Întuneric total. Pentru că asta e singura metodă de a juca un joc horror. Ok, și avem ceva în fa... Oh! Ma, grafica e foarte bună. Ok. Nu pot să decât să mă mișc așa. Cred că o să trebuiască... Ah. Oh. Cineva are nevoie de ajutor? Oh, are și o poveste interesantă. A spus că locul ăsta nu era ce am crezut noi că e inițial. Și să o ajut, dar nu știu... Cine e și de ce? Noi suntem prinși aici undeva. Probabil că se fac experimente pe noi. Pliers, scissors, feathers, waterboard and oil are most barbaric tools. My favorite toy of all is the needle. There is elegance about sewing a man back together. Ce se întâmplă? Oh, Doamne. Ne face ceva. Îmi dă un feeling de Outlast, un pic. My hand is not as steady as it once was. Ok. Ce? Suntem într-un spital ceva, cred. Sau cel puțin... Oh, ne-am trezit. Unde suntem? Oricum, trebuie să zic, grafica e foarte bună. Sunt chiar impresionat cât de fain arată. Uitați-vă la... Oh, doamne. Ok, și acum... Ah, pot să mă mișc. Hai să luăm... Control to crouch. Ok, e cam amețit. Tipul, nu știu unde suntem. Deja pot să zic că atmosfera e incredibilă. Don't forget to take your meds. You need them down here. Ok, a zis că trebuie să ne luăm pastilele. Suntem într-un institut de ăsta de nebuni sau ceva? Oh, doamne, ce creepy e. Holy shit, da, unde să mă duc? A zis că suntem blocați aici. Ok, avem două metode de a ajunge unde... Ori visăm, ori ne-a făcut ceva și ne-a băgat într-un fel de vis, într-un coșmar, ori încercăm să scăpăm din institutul ăsta. What? A, pot să mă dau și într-o parte și în alta, așa. De ce mi-a arătat o săgeată încolo? A, doamne, ce creepy e! Ok, am ajuns într-o cameră cu ceva lumină. Oh, oh shit! V-am zis, jocul ăsta în mare parte vrea să te sperie cu atmosfera, mai mult decât cu jumpscare-urile. Am găsit ceva, nu știu ce e asta. Ceva medicamente. Vreau să mă uit să inspectez absolut fiecare chestie. Să nu cumva să ratăm ceva important. Cineva aici? A?
pare în regulă. De obicei când pare în regulă nu e. A, pot să și fug dacă vreau. O să merg tot înainte pe aici, vedeți că de fiecare dată îmi oferă încă o opțiune de a ajunge undeva. What? A zis you're stuck, adică suntem blocați. Și într-adevăr, am mers tot înainte și ne-am întors în aceeași zonă, numai că nu mai avem lumina acum. Ok, jocul se joacă cu mintea noastră deja. Să merg tot înainte. Văd, mă trimite în același loc, oare? Nu, nu mai pot să merg pe aici. What? What? N-am venit pe aici. Ok, joc, ok. ce? Suntem blocați, într-adevăr. Oriunde ne-am duce, tot în același loc ajungem. Press and hold. A, trebuie să tragi așa. Oh! Aportul, iată-mă, aportul ușii în spatele nostru. E un fel de amnesia, cum deschizi ușile și astea. Măi, stai acolo! Nu fă de astea. Nu vreau să știu cine e acolo. Ceva pe aici? Nu, e liber. Chiar îmi place jocul, e fain. Îți dă o atmosferă așa creepy. Și vedeți că nu sar jumpscare-uri sau ceva în față, doar că e atât de creepy. Plus că... se joacă cu mintea ta. Lucru care îmi place. Dacă sting asta... da, dacă sting asta nu se mai vede absolut nimic. Oh, am găsit ceva. Ce asta? Baterie? Tocmai a zis, o voce de femeie a zis come find me, adică trebuie să o găsim. Ce se întâmplă? Sunt foarte curios și de poveste. Shit. Ce e locul ăsta și de ce suntem noi aici? Totuși, vedeți cum se... se învârte imaginea așa. N-am mai văzut într-un joc până acum să-ți facă imaginea așa. E un stil unic. Vezi cum e ușa asta curbată din cauza efectului? Dar totuși e fain. E interesantă ideea. Cine e acolo? Oh, am luat un note. Nu știu exact. Ah, end to view notes. I'm sitting at my desk pretending to work. If you look like you're writing and focused on what you're doing, nobody bothers you. I've been watching the guy two desks over from me for a few days now. I don't know his name yet. He looks agitated and then the doctor calls him in for these therapy sessions. I'm not sure what they do to him in there, but when he comes out, he's placidly calm. He has his gold watch that they let him wear. I'm not sure why they let him keep it. They confiscate all personal items when you're transferred to Hector. They even took my bear. I know it's stupid, but it helped me sleep. Să înțeleg că Hector e numele institutului, până la urmă. Și asta era o tipă care a lucrat aici. Faza e că am o grămadă de jocuri de astea horror. Noturile astea nu sunt citite. Și ce se întâmplă? Da, trebuie să le citești tu, manual, trebuie să le citești tu, dar, uite că în jocul ăsta au și voice acting. Toilets, merge să, dacă faci pe tine, eventual, și n-ai unde să te duci. Nu aud pe tipul aia.
Așa, astea erau camerele pacienților. Sau victimelor, că nu știu ce s-a întâmplat aici. Încă un note. We're being filmed. Everything we do here ends up on a tape somewhere. Everything. Și filmau pe toți. Those who've been here for a while always kept their heads down. They were always curt when you tried to talk to them. They didn't want to implicate themselves in anything. I've walked by the surveillance rooms before, but we don't have clearance to enter. It's a good bet that's where they're keeping the tapes. Aha, deci tot ce se întâmpla în institutul ăsta era filmat, probabil pentru a... Dacă erau experimente până la urmă. Este fel de baie ceva. Ok, o aud pe tipă, dar o să ajungem și la ea. Vreau să deschid totul, să mă asigur că nu pierdem ceva. Cine face o baie de asta și nu pune o oglindă? Adică... Poți să... Ah. Da, tot aud faza cu come find me, adică să o găsesc pe tipă. Probabil asta e obiectivul nostru. În camerele astea nu e mai nimic, doar că sunt camere în care au fost pacienți. Ah, uite. Collectible found, ok. Sunt atâtea uși în jocul ăsta. Ah, ok. Am mers în cerc. Ah, uite aici, cred că e. Zice, please don't. Ce-i face? Nu pot să deschid ușa asta. O aud, dar nu pot să ajung la ea. Ce-i faceți, mă? Am ceva care pot să deschid, nu? Și e legată ușa asta, uite. Sau e distrusă ce are. Mergem. Ar fi fost prea ușor să o putem salva pe tipă din, de prima dată. Mergem la surveillance, unde țin ăștia filmările. Ia să vedem. Ne apare ceva? Tape full. Ok. Eject. Oh. No tape. Pot să pun alt tape? Oh. A zis să găsesc caseta. Păi, e prin astea oare? Nu e, uite pe asta scrie toate full, dar nu... Find the tape, trebuie să o găsesc aici sau în altă parte? Încă o baterie, poate găsim o lanternă în curând? Sunt birouri aici. Nu-mi dau seama în ce direcție merg. Cred că m-am pierdut și nici nu avem un map. Având în vedere că sunt chestii noi pe aici, înseamnă că mergem într-o direcție bună. Și totuși parcă se repetă. Din nou. Feeling. Și asta ce e? Management. Și mai găsit un note.
Oh-oh. Jackson is putting in a petition to make our conditions better. Heat, hot food, news from our family. Communications. Ai un institut ceva, dar nu știu exact unde. Sau de ce? I'm pretty sure he's been working for 2 days straight. He hasn't gone up to use the washroom. I haven't seen him in the mess hall or the dorms. He hasn't said a word in days. He just sits there working. Sometimes I hear him moaning a little bit from his desk. I don't think he knows he's doing it. Oare, asta e tipa pe care trebuie să o salvăm noi, tipa și asta de care vorbește suntem noi? Foarte posibil. Dar vedeți, camerele se repetă. Nu știu cum face jocul ăsta chestia asta, da. Oh, shit. Nu poți deschid ușa aia mare. Surveillance, tu cum am ajuns din nou la surveillance. Ah, am găsit tape-ul. Ăștia au semnat o petiție să îi lase să vorbească cu familiile lor, să chestii de genul ăsta și cei care au semnat petiția au dispărut. I haven't seen Jackson for 3 days. Did he go home? Hmm. Jackson is putting in a petition to make our conditions better. Heat, hot food. A, poți să asculti asta și fără să stai pe ecranul ăla, bun. Da, te-aș ajuta dacă știi unde ești, dar nu-mi dau seama. Doar că trebuie să mă întorc înapoi, pentru că pe aici nu mai am nicio cale de a ajunge undeva, uite. Doar că... ia stai. Uite, nici asta nu se deschide. Și nici asta. Și trebuie să ne întoarcem înapoi, că n-avem pe unde. Ne întoarcem și punem caseta asta pe care am găsit-o acum. Am înțeles că sunt și ceva jumpscare-uri în joc, dar nu apar așa frecvent. Pe unde trebuie să mă... Okay, am aprins o lumină. Pe unde trebuie să mergem? Sunt foarte confuz. Intelligence sau communications? Intelligence. Ceva aici. Un note. Tonight, we'll meet at McGuinn's room. He has a plan. Au făcut... A, a zis că avea un plan cineva. Probabil au făcut un plan să evadeze din institut. E fain cum poți să vezi povestea doar din mesajele astea scrise și, bineînțeles, audio. Trebuie să ajungem la surveillance din nou. Oh, s-a schimbat... Holy shit. What the... Ce se întâmplă? China... Cineva a stricat ușa. Take your pills. Trebuie să luăm pastilele astea? Nu merge să le folosesc. Stai. Poate dacă... Stai, poate dacă fac așa pe 3. Aha, gata, a mers. Cred că trebuie să ții pastilele, că dacă nu înnebunești și se întâmplă chestii de genul ăsta. Cine știe ce experimente au făcut ei pe noi, de ni se întâmplă lucrurile astea.
Oricum, de la prima impresie pot să zic că jocul are o atmosferă incredibilă. Aș putea să zic că mi-aduce aminte de Penumbra, dacă ați auzit de jocul ăla. Ceva de genul ăla. Hai să încercăm să ne întoarcem la Surveillance, să punem caseta asta pe care am găsit-o. Și probabil toată lumea a amețit, eu cel puțin am amețit de la jocul ăsta. Ok, punem caseta, îi dăm boot și vedem ce s-a întâmplat în camera aia. Oh-oh! Se întâmplă ceva? În unele e o fetiță, cred. Nu merge să mai apăs pe nimic aici. Cred că asta a fost, hai să ne întoarcem. Poate acum am dat drumul la ușă. Încă o baterie. Să mai iau pastilă de asta, nu știu dacă mă ajută cu ceva. I'm writing this note so I look busy. I don't want him to come over. Kane. Keep writing the note. Not that it matters anyway. Săraca, ce a făcut? I'm one of the only women in Hector, and Kane is a fucking animal. He comes into my dorm almost every night. What? He touches me. Oh, Doamne. I pretend to be asleep until he finishes. I pretend to be asleep until he leaves. Okay, asta e... And then I cry. Fucked up. As quietly as possible. So he doesn't hear and come back. He gets angry when I'm awake. Se întâmplă niște lucruri oribile în locul ăsta. Doamne. Mă face foarte curios povestea, să aflu mai multe. Și faptul că habar n-am în ce direcție mă duc, dar în orice direcție aș merge, îmi schimbă camerele cum vor ei. Și practic sunt sub controlul lor, indiferent unde m-aș duce. E interesant. Pot să-mi vort ăsta? A, pot să o trag direct. Oh-oh! Oh-oh! Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva, nu știu ce. Dar vom vedea în episodul următor. Probabil. Ha? Am ajuns din nou. Da, nu știu, vom vedea în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați butonul de like și vom afla mai multe. Pa, pa!